Leon Moldovanesc crește în raport cu moneda unică europeană, dar scade puțin față de dolarul american. Pentru 29 octombrie, banca națională a stabilit un curs de 19 și 46 de bani pentru un euro, adică cu 8 bani mai puțin față de astăzi. Un dolar american va costa 17 lei și 14 bani, respectiv va fi cu un ban mai mult în raport cu prețul stabilit pentru azi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1720 de lei și vindeau cu 1730 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1965 de lei și erau vânduți în medie cu 1975 de lei.